Dar seara din spatele vedeți mai mult, sunteți. Când m-am întâlnit cu Emil, îmi zicea că ai zvârbești la urmă, că ești la unghiene, se puie deja lucruri care n-au fost spuse până acum. Dar eu o să încep într-un fel neobișnuit, probabil pentru că lucrurile care o să vă răspund, mulți dintre voi nu le cunoașteți și o să fiți foarte surprinși să aflați. De fapt, Ileana Popovici este protagonistul unui fenomen foarte extins în România, pe care eu, într-un domeniu foarte restrâns, am încercat să-l studiez. Este vorba despre basarabenii din cultura, sportul și performanța românească în general. Și uitându-mă prin carte, am văzut că, de fapt, ea este născută într-un an cu Ilie Năstase. Așa? Ilie Năstase, cel mai mare tenisist român al tuturor timpurilor, a cărui mamă este din Căinari și a cărui familie a trăit la Soroca. Și el s-a născut în 1946, exact la 2 ani de la momentul în care tatălui, lucrător a unei bănci din Soroca, s-a refugiat cu întreaga familie la București. Și răscolind prin această performanță sportivă românească, am descoperit că, de fapt, nu știu celelalte domenii, am avut câteva tangenți cu oameni care mi-au ajutat foarte mult atunci când am venit la Iași. Noi când am venit la Iași ca niște pui de boboci, așa, cu un șoc cultural pe care multora vi se pare ciudat, dar noi, basarabenii care am mers în anii 90 la școală, am avut un șoc cultural legat de felul în care gândeam, de felul în care vorbeam și faptul că la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași era un Ioana Grigoroae, născut în jurul Gării, în Chișinău, prin 32, unul din mari istorici români, sau un Victor Spinei, academician, care este unul din cei mai mari arheologi ai României, sau Emilian Bold, născut, cum spunea el, într-o căruță, în timp în care mama lui trecea prutul în 40. Și această generație de basarabeni care în anii 40-44 au făcut acest drum al neîntoarcerii, pentru că am fost uimit odată când am lansat cartea cu Nicolae Simatoc la Timișoara. Cred că am fost abordat de vreo 12 sau 14 descendenți basarabeni, inclusiv fost portar a echipei Politehnica Timișoara, care n-a mai fost niciodată în Basarabia, și l-am întrebat de ce n-a făcut acest exercițiu, pe care mulți dintre cei care am întrebat. Și a fost o întrebare fără răspuns, foarte multe ezitări și plecare de ochi din partea lor, pentru că în mentalul lor s-a petrecut ceva. Foarte mulți dintre ei s-au refugiat exact la Timișoara, pentru că era un loc mai îndepărtat, de unde n-au putut fi întorși de autoritățile comuniste deja române, care a declanșat această vânătoare de întoarcere a basarabenilor. Exact acum află în pragul acestei scrieri despre politicile identitare. Vreau să vă spun că Basarabia anului 1944 arăta ca un loc pustiu de intelectualitate în general. Prin Chișinău au rămas undeva 80 de învățători de toate domeniile și în Bălți vreo 20 erau. Am stat această statistică pentru că autoritățile comuniste din Moldova, când s-au confruntat cu această realitate, au avut un șoc de la faptul că noi venim să îi eliberăm, dar ei pleacă într-o măsură atât de mare. Și atunci Moscova cerea explicații de ce se întâmplă acest fenomen de evadare, de fugire din Basarabia, și răspunsul autorităților moldovenești comuniste este șocant. Ei spuneau că au fost duși în robie de ocupanții români, și atunci verdictul lui Malenkov, am un document foarte interesant, scrie să fie întorși înapoi. Așa. Și acest verdict de a întoarce înapoi toți basarabenii care într-un mod firesc s-au refugiat în România,
a declanșat această vânătoare, au fost create puncte de triere la în diferite locații de frontieră, inclusiv la Sculeni, spre exemplu, în care zilnic uneori 5.000 de oameni erau întorși, controlați. Mulți dintre ei au fost deportați, apropo, direct în Siberia, vagoanele duși fără ca să mai aibă posibilitate de a revedea Basarabia. S-au întors după, mult după asta. Dar Ileana Popovici face parte dintr-o generație mai fericită care asemeni multor altora. Spre exemplu, Alexandru Mironov, unul din primii miniștri ai tineretului și sportului din România, care această povestire a lui, a felului cum refugiat cu mama lui într-un sat, a intrat jandarmul în casă, a văzut-o pe mama sa rugându-se la candele și s-a făcut că nu i-a văzut. Așa. Și așa este istoria lui Alexandru Mironov, care a supraviețuit acestei căutări de vrăjitoare. Așa este istoria familiei lui Ilie Năstase. Așa este istoria familiei probabil cele mai mari atlete a sportului românesc. Deci născută în Florești Lia Manoliu, cea care în 1960 la Olimpiada de la Roma lua medalia de aur pentru Ciocan, aruncarea Ciocanului. Așa cum este de fapt și marele cronicar sportiv, dar nu numai, Ioan Chiril, născut în Chilia și care este tatălui Tudor Chiril, așa, care îl știm de la Vama Veche și răscolind prin această enciclopedie a sportului românesc, pentru că sunt foarte mulți. Spre exemplu, poate nu știți, primul antrenor al Stelei București a fost Nicolae Vâlcov, deci unul din cei patru frați Vâlcov, găgăuzi din Bograd, care s-au refugiat în România în perioada interbelică și au rămas și după venirea comunismului în Basarabia. Vâlcov, apropo, a fost și antrenor echipei României, lotului României în 6 meciuri și a fost printre puținii antrenori români care a antrenat și Steaua și Dinamo București. Fratele lui Petea Vâlcov, a mai avut un frate, Vladimir, care tot a fost antrenorul lotului României de fotbal. Deci, cu asta ajung la o generație mai recentă, pentru că vreau să ajung la... S-a vorbit de Baimaclia și vreau să ajung la un sat care mi-e drag mie, satul de unde este și Radmila. Satul Florițoaia Veche Ungheni, care după Ileana Popovici, trecând peste Radmila, despre care o să vorbesc mai la urmă, a dat României un mare campion. Deci este vorba de Victor Mihalache, quadruplu campion mondial la caiaca noi, la 500 și la 1000 de metri, și care este unul din cei mai mari canotori români după Pațaichen, pentru că performanța lui, eu nu știu dacă o mai repeta cineva curând. Sigur, este un sport de tradiție în România, dar venirea lui Mihalache din Basarabia în sportul românesc, într-un sport cu asemenea pretenție, a fost o adevărată revelație, ca până la urmă să se dovedească că Victor Mihalache de fapt este nepotul Radmilei și o rudă a Ileanei Popovici. Și uitați-vă cum se leagă lucrurile într-o condiție genetică care a dat atâtea personalități deosebite. Și între toate aceste personaje, spre marele meu noroc, am avut ocazia să o cunosc Radmila. Contextul în care... Noi că suntem în căutările acestei relații. Cum am cunoscut eu pe Radmila, noi de multe ori cu ea râdem despre faptul că eu aș fi putut altfel să o cunosc pe Radmila. Prin clasa nouă, era prin anul 1988, în sat Florițoaia Veche, raionul Ungheni, se făceau și anumitele zarnița. Și ne duceau pe toți copiii de clasele a 8-a, 9-a, 10-a, ne puneau în corturi. Și Florițoaia era baza, pădurea de la Florițoaia Veche, era locul unde stăteam și
prima oară dormeam în corturi, prima oară vedeam femeile altfel și s-ar fi putut să o întâlnesc pe Radmila acolo, dar tata ei era prea riguros și nu i-a dat voie. Da. Dar printr-un noroc, și asta mă face de multe ori să mă gândesc la această pământenie, pentru că este și Dumitru Crudu, tot de la Ungheni, eu am trei lucruri care mă emoționează într-un mod aparte. Este vorba sportul și oamenii care vin din sport, cei care au făcut facultatea sau cumva sunt legați de Iași și pământenia de la Ungheni. Am ajuns să ne cunoaștem așa la proiect pe care l-a inițiat regretatul Alexei Rău. Era vorba despre personalitățile orașului Raionului Ungheni în general, care a fost organizată la Biblioteca Națională și care într-un fel am stat lângă ea fără să știu cine este și abia pe urmă am ajuns să ne cunoaștem și eu am trecut prin mine toate această carte, pentru că noi am vorbit de foarte multe ori cu Radmila, inclusiv despre denumire, la care pot să zic că am avut și eu o mică contribuție, dar... Dar n-am pus-o pe aia. N-ai pus-o pe aia, dar și asta e bine. Oricum, lucrurile care sunt în această carte sunt foarte cunoscute și dragi. Ce am vrut să evoc doar este faptul că Ileana Popovici este o figură de prim rang în cinematografia românească. Noi cu toții am văzut-o, cei care am trăit mai ales în zona Prutului, și am văzut toate filmele astea de Sergiu Nicolaescu, cu siguranță a trecut prin ochii noștri, dar fără să ne dăm seama cine este și cum este. Abia acum, citind această carte și văzând toată această scenografie absolut impresionantă, cu siguranță încep să cauți în memorie lucrurile care au fost în timpul de altă dată. Un om absolut deosebit, de altfel ca și Radmila, multidimensional, muzică diferită, deci cum spuneau, și într-un domeniu în care România, iarăși un domeniu de performanță absolută pe care România l-a pierdut, mă refer la gimnastică, și care sper să aibă capacitatea să revină, pentru că și melodiile ei au inspirat aceste performanțe unice ale gimnasticii românești în anii 70, 80, 90, chiar când toți am avut acest sentiment de mândrie față de multiplele medalii care le-au câștigat. Această componentă a ei multidimensională este deosebit de interesant și ce vreau acum, transferându-mi spre Radmila, pentru că ea este în epicentrul acestei creații, prin Ileana Popovici, de fapt, Radmila s-a regăsit pe ea însuși. Ea este, să spunem, reversul acestei povești pe care o are Ileana Popovici, dar cu fața spre Basarabia. Și noi ne mândrim foarte mult că ești așa cum ești și ai această fibră de talent care s-a născut la Florițoaia Veche. Dincolo de acest aspect interesant și captivant al lecturii pe care cu siguranță o să-l parcurgeți, vreau să vă spun că acesta este un document istoric. Este un document care trece prin toate epocile care România le-a trecut și pe care au trebuit basarabenii noștri să le treacă, înfruntând acest statut de a fi basarabean într-o Românie mult transformată, și care a dat României această față diferită care face ca noi să fim un tot întreg. Și felicitări, Radmila. Îmi pare rău că n-am reușit să o văd pe Ileana atunci la filarmonică, dar cu siguranță că, așa cum întotdeauna, sunt sigur, oamenii care au de se întâlnit în viață, oricum se întâlnesc. La mulți ani tuturor și felicitări!